Ideea unei panorame istorice a folclorului românesc din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă a fost o preocupare permanentă a mea începând din anul 1950. George Breazul și Zeno Vancea mi-au încredințat nobila idee a investigației arhivelor din străinătate, acolo unde se păstrează cele mai vechi documente muzicale scrise despre cântecul popular românesc. Oferindu-mi volumul Patrium Carmen cu dedicație în 1951, George Breazu mi-a spus: de 30 de ani caut baletele valahe ale lui Daniel Sper și nu le-am găsit în nicio bibliotecă din Europa. Te rog să te ocupi de această problemă, fiindcă este esențială pentru cultura muzicală populară românească din epoca barocului. Au trecut câțiva ani, am descoperit prima ediție la Library of Congress din Washington, ediția era din 1688. De atunci însă s-a născut o idee mult mai largă, un ciclu de concerte experimentale intitulat Vocația Universală a Folclorului Românesc, care s-a finalizat între anii 1960-1980 în peste 100 de partituri de compozitori străini ce s-au inspirat din melosul nostru. Rezultatul a fost spectaculos. De la 1540, cu Jan din Lublin, participasem la festivalul din Polonia Muzica Antiqua Europe Orientalis, până la Sper, Telemann, Vivaldi, Liszt, Johann Strauss, Brahms, Sarasate, Gounod, Satie, de la Rachmaninov, Bartok, Ravel, Reger, Amedeo de Sabata, până la Lehar, Holmboe, Franco Alfano, Jean Absil și încheind cu Leonard Bernstein, am descoperit aceste aproape 100 de partituri de compozitori străini care s-au inspirat din folclorul nostru. Materialul original însă, melodiile, le-a valorificat folcloristul, etnologul și muzicologul Alexandru Mica în antologia sonoră 5 secole din istoria cântecului popular românesc. Este, după părerea mea, o realizare singulară, spectaculoasă, dar și necesară pentru spiritualitatea noastră. Este un argument convingător de originalitate muzicală în peisajul sonor universal, atât pe verticala timpului, gândiți-vă că e vorba de 5 secole, cât și pe orizontala geografică, mă gândesc la românii din diasporă, din Statele Unite până în Australia, care cântă această muzică. Antologia cuprinde toate formele muzicale vocale, de la doine, balade, cântece lirice, cântece de dragoste, până la cântecele sociale, revoluționare, patriotice, cântece de cătănie, de haiducie, de la cântecele ritualice, colinde, până la bocete, cântece de petrecere, melodii lăutărești. Evantaiul tematic este foarte larg. El împrumută antologiei o culoare aparte, inedită, captivantă. Textele vechi, mai ales, au o savoare de epocă surprinzătoare, atrăgătoare, aș spune, fără egal. Apelul la Vasile Alexandri și la Mihai Eminescu, doi poeți cu înclinații muzicale aparte, a dus la descoperirea unui tezaur de melodii de o certă originalitate. Procesul de identificare a lui Alexandru Mica s-a dovedit remarcabil, iar rezultatele peste așteptări. Imaginea sonoră a secolului XIX a căpătat, datorită acestor doi reprezentanți, o strălucire aparte. Antologia rămâne o pildă de profesionalism, de curaj artistic. Nu este ușor să stăpânești toate stilurile folclorului românesc, dar efortul nu a rămas zadarnic. Alexandru Mica a înțeles să confere folclorului o noblețe cultural-artistică
care să nu deformeze originalul de arhivă țărănească. Simplitatea este poate acea virtute ascunsă din glasul interpretului. Antologia oferă compozitorilor un material de lucru vast, divers, crud, pe alocuri cuceritor. Pentru străini rămâne un univers sonor singular. Pentru publicul de astăzi este un argument de menținere a tradiției autentice nepoluate a melosului românesc. O arhivă sentimentală a bogăției spirituale, aș spune, a strămoșilor. Iar pentru politicieni, un argument istoric de forță, de talent, de existență umană seculară a unui popor înzestrat, cultivat și rafinat.